Avea 22 de ani când a primit cea mai grea sentință, detenția pe viață. De 11 ani încearcă să demonstreze că este nevinovat. Bine v-am regăsit, sunt Adriana Stoicescu și vă invit în câteva momente să urmăriți Condamnații, emisiunea poveștilor de după gratii. A plecat în lume în căutarea unui trai mai bun împreună cu prietenul din copilărie. Amândoi au ajuns însă în lumea condamnaților. Au fost judecați pentru uciderea cu sânge rece a unei legende rock a Germaniei. Sebastian a fost condamnat pentru ucidere, spune însă că nu a omorât pe nimeni. Pe bărbatul din aceste imagini l-am întâlnit pentru prima dată în urmă cu 2 ani, tot în penitenciarul de la Oradea. Era tăcut și nu voia să vorbească despre întâmplarea care l-a adus la închisoare. Avea puțin peste 31 de ani. S-a prezentat cu o tristețe ieșită din comun și a spus: sunt condamnat pe viață. Nu își vedea sub nicio formă viitorul. Mi-a spus atunci, cu amărăciune ieșită din comun: sunt o eroare judiciară. Nu am făcut ceea ce au spus autoritățile. Ce ai făcut în acești 2 ani de când am stat noi de vorbă ultima dată? S-au schimbat niște lucruri. Am schimbat regimul de executare de la maximă siguranță la regim închis. Am întâmplat niște chestii. Am o prietenă care și ea e arestată. Cum v-ați cunoscut? Printr-un prieten, soția lui, prietenul ăsta meu, era și arestată la Cluj. Și am făcut cum ar fi, mi-a dat numele ei și am scris scrisoare. De acolo s-a dezvoltat o relație. Și cum e dragostea în închisoare? Ca și o relație la distanță afară. Am reușit, ne-am întâlnit în ianuarie. Urmează peste săptămână, poate două, să ne întâlnim din nou. Și cum e relația? Crezi că va avea viitor? Nu știu, aveți de gând să vă căsătoriți? Avem de gând. Aici, chiar anul ăsta, urmează, viitor apropiat. Facem o cununie. Nu știu ce o să fie pe viitor, clar, dar tot drău spre bine. Ia ce a spus despre ce ai făcut, despre cum ai ajuns la închisoare. Știe? Da, normal. Și ce a spus? Ce să spună? E ok cu povestea, am discutat despre asta. Ia, pentru ce e închisă? Trafic de droguri. Și ce condamnare are? 5 ani și 9 luni. Și când v-ați cunoscut voi? În urmă cu un an. Și ea atunci a fost închisă sau era mai departe? Nu, era de ceva timp, de câteva luni. Deci ar trebui să se elibereze acum? O, mai are un pic. Nu mult, dar mai are. Fără 2 ani, 2 ani și ceva. Și crezi că va rezista relația dacă ea se va elibera? Rămâne de văzut. Ce planuri vă faceți? Planurile le facem, dar să vedem ce o să fie. Nu știu încă. Cu prietenul care ai comis fapta, ca să spunem așa, ai încercat să dai, spuneai că tot încerci să-i scrii, să dai. Am încercat de atunci când era în Germania, dar am încercat să-i scriu. Aici, de când a venit acasă, n-am încercat să iau legătura cu el. Am mai încercat prin prieteni, dar n-au prea reușit. Dar, nu știu, sper să, poate mă vede acum și poate își dă seama. Dar rudele tale au încercat să ia legătura cu el? Da, am încercat într-o zi taică meu să vorbească cu el. Și? Și nu. N-a prea vrut să stea de vorbă. Am avut o schimba câteva propoziții și nu vreau să stea de vorbă. Dar de ce crezi că are reacția asta? Nu știu. Până la urmă, el și-a ispășit pedeapsa. El ar putea să... Nu știu, conștiința, nu știu ce să zic. Altfel nu înțeleg de ce n-a vorbit cu mine.
De ce n-a vrut tot timpul m-a evitat. Am avut ocazia să ne întâlnim și în Germania, în pușcărie și tot așa. Niciodată n-a vrut să mai vorbească cu mine. Tot timpul a fugit. Tatăl tău a încercat să stea de vorbă doar cu el sau și cu cineva din familie? Doar cu el. Pur și simplu, prietenesc, m-a întrebat cum îi, bine, au venit acasă, cum se simte și cam atât. Deci n-a fost nimic deosebit, dar el a reacționat ciudat și nu, a evitat conversația cu taică-mea. Sebastian are acum 33 de ani și se află în lumea condamnaților de peste 11 ani. Povestea lui este una cutremurătoare. În tot acest timp a încercat să demonstreze că a fost condamnat pentru ceva ce nu a făcut, că este nevinovat. Și în rest, ai mai făcut ceva de mersuri, nu știu, către justiție, către... Da. Ce de mersuri ai mai făcut de când ai văzut noi ultima dată? Am mai făcut vreo două contestații la executare, care au fost respinse. De ce? Ce ai făcut? Pentru că e complicată, procedura C2 e foarte complicată. Dacă nu acționezi în termen de 6 luni de la ultima cale de atac și așa mai departe, depinde ce vrei să ataci acolo, nu mai poți. Și chiar nu aveam ce să atac la cel. Momentan, nu era ce să atac. Că m-au condamnat, pentru ce m-au condamnat, ok, m-au condamnat că el a declarat că eu am comis-o, el a fost acolo, a fost el de acord, nu mai era nimic de făcut. Păi, aveai posibilitatea să-ți demonstrezi nevinovăția. Cum? Nu știu, să redeschideam un alt proces. Unde? Credeți că e așa simplu? Credeți că ce nu are dreptul să redeschide proces? M-am documentat despre toată procedura, o cunosc destul de bine. La ce de greu să ajungi în cazuri de genul și doar dacă ai. Să zicem că el, printr-o minunie, ar recunoaște din nou, ar spune adevărul, că nu-i cer, nu i-am cerut niciodată altceva. Tot timpul, și când am vorbit înainte să ne condamne, eram preventiv, atât am cerut. Vorbeam, eu eram în curtea de plimbare, în arestul preventiv din Germania, el era la geam în camera lui. Tot asta ceream tot timpul. Spune adevărul, ce a fost, ce s-a întâmplat. Nimic mai mult, nimic mai puțin, adevărul. Asta aș cere și acum. Poate aș reuși să se întâmple ceva. Adevărul, nimic altceva. Și atunci poate aș putea să atac, având chestia asta la mână, să ataci atunci printr-un proces, să recunoască că declarația lui inițială dată în Germania e declarație mincinoasă și așa mai departe. Șanse minime, probabil, de să... Am fost la locul nepotrivit, la timpul nepotrivit, mai pe scurt. De ce s-a întâmplat? Am înoptat la un prieten de-al meu în Germania, cu un alt prieten din România, iar noaptea prietenul meu din România l-a omorât pe prietenul din Germania. Și de acolo a început toată povestea. Am plecat împreună cu el. Am ajuns în România și în final am ajuns la poliție. Dar de ce s-a întâmplat acest lucru? S-au certat? Sau... Nu. Credea că are bani mulți și vrea să vorbească să-l fure. Și nu trebuia să se întâmple chestia asta în niciun caz. Nu era așa ceva, nu era planificat cum într-un final a decis instanța că ar fi fost planificat. Nu trebuia să se întâmple, nu a fost planificat, dar... Da. Și dumneavoastră, cum ați intrat așa în povestea aceasta? L-ați ajutat pe prietenul respectiv? V-ați privit? Dormeați? Ce s-a întâmplat? Cum ați ajuns să fiți condamnați dumneavoastră? Eram în aceeași locuință. Eu dormeam într-o cameră alăturată. N-am avut teoretic niciun contact cu petrecerea faptei, doar că greșeala mea a fost când am sunat atunci când trebuia la poliție. Și am plecat cu el, am fugit amândoi în România. Și în România s-a ajuns la poliție,
El a ajuns la poliție prima dată, am ajuns și eu după aia. A recunoscut în primă fază, a spus adevărul la anchetă și după care am fost ceruți sau transmis în Germania despre asta, s-a descoperit victima, s-a descoperit fapta, am fost extradați în Germania, acolo am fost condamnați, el nu a mai recunoscut nimic și a schimbat declarația, am spus că eu am plănuit tot, eu am planificat și fiind acolo doar noi doi, el acuzându-mă pe mine, eu l-am acuzat pe el, să zicem așa, doar că el a avut mai multă credibilitate prin faptul că s-a acuzat și pe el însuși. Conform polițiștilor germani, Sebastian și amicul său și-au propus la scurt timp, după ce l-au cunoscut pe muzician, să-l fure. Astfel, într-un sfârșit de octombrie, cei doi bihoreni au ajuns în casa rockerului. Ceea ce s-a întâmplat acolo avea să cutremure comunitatea din zonă. Povestea lui Sebastian nu seamănă deloc cu cea a autorităților din Germania. Bihoreanul se consideră o victimă a justiției și spune lumii că cel care a ucis este, de fapt, prietenul său, nu el. Cum ați ajuns la poliție în România? Prietenul nostru cum a ajuns? S-a predat sau nu, ați nu. Fost a... găsiți de poliție? Nu, a făcut el un accident cu o mașină și așa a ajuns la poliție și s-a aflat. Erați dați în urmărire? Nu eram dați în urmărire. Nu. Mașina respectivă care a făcut el accident era furată și așa s-a ajuns la poliție și într-un final s-a ajuns la fapta respectivă. Faceți-mă puțin să înțeleg. A fost arestat pentru un accident și în timpul anchetei se acolo, știa nu. Despre ce s-a întâmplat în Germania sau cum știți nu, eu în Germania? Nu. Uite, așa am făcut. Când am plecat de acolo, am plecat cu mașina respectivă a victimei și în România pe mine m-a lăsat acasă, el a plecat mai departe cu mașina aia, a doua zi a făcut un accident cu mașina respectivă, am încercat să scăpăm de mașina aia și atunci s-a ajuns la poliție. Că el a încercat să o vândă la cineva și acel cineva a mers la poliție. Și când s-a ajuns la poliție, inițial n-am recunoscut nimic, el nu a recunoscut nimic, a zis că nu știm, a primit mașina de la un prieten și a rămas așa în ceață câteva zile și am fost chemați din nou la declarații. Atunci am spus ce s-a întâmplat și el nu a recunoscut nici atunci. Eu am spus ce s-a întâmplat, le-am povestit povestea și l-au tras printr-o șmecherie pe el de limbă, teoretic. Pentru că el inițial, v-am spus, a recunoscut fapta. S-au dus la el cu declarația mea și i-au zis: băi, prietene, noi știm tot ce s-a întâmplat acolo, au fost camere de supraveghere. Și dacă vrei să recunoști bine, dacă nu, știi cum e la noi, dacă recunoști o treime din pedeapsă ți-e iertată. Și atunci l-au tras de limbă și el avea telefonul la el și mi-a trimis mesaje pe telefon. Am încurcat-o, fă ceva, scoate-mă, au aflat tot, sunt camere, au fost camere. Și atunci el s-a speriat, chiar au crezut că au fost camere, pentru că polițaii i-au dat detalii din declarația mea. Și atunci el l-a recunoscut. A zis: da, Sebastian dormea, eu am luat așa cuțitul cu tare, mărimea cu tare, am intrat acolo, l-am omorât, după care l-am trezit pe Sebastian și am plecat împreună cu el. Crima de care a fost acuzat Sebastian a avut loc în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2012. Muzicianul a fost găsit mort în casă de către mama sa, în vârstă de 91 de ani. Avea un cuțit înfipt în inimă. Femeia a alertat imediat poliția. Necropsia a arătat că artistul murise cu 3 zile în urmă. În urma cercetărilor de la fața locului, polițiștii au descoperit că din casă lipsesc mai multe bunuri de valoare, dar și autoturismul muzicianului. Declarația asta nu a avut nicio valoare în Germania? Nu, pentru că în Germania ni s-a spus că
începe totul de la zero, nu are nicio valoare ce s-a întâmplat în România, iar el în Germania a căpătat o amnezie. Dintr-o dată nu-și mai amintea nimic ce s-a întâmplat. Și când au început procesele și a fost întrebat de ce, ce s-a întâmplat, cum ai ajuns să dai declarația respectivă, a spus că a fost obligat de către poliția din România să dea declarația respectivă și el nu știe nimic, el nu a scris nimic, doar că poliția a scris și așa, și n-a avut nicio valoare. Instanța respectivă, ei au concluzionat de fapt că el de aia ar fi dat declarația respectivă la momentele respective pentru că ar fi vrut să mă scoată pe mine, adică să rămână numai el. Și nu avea niciun sens, pentru că nu știu, dacă probabil dacă ar vedea cineva declarația și cu mesajele, e logic, pentru că el era speriat, îmi trimisese mesaj, scoate-mă. Au aflat tot, sunt camere. Și translatorii români din Germania au spus că nu poate să-și dea seama dacă el se referă la camere ca și încăpere sau la camere de supraveghere. De-a lungul procesului a fost o nebunie, au mai fost audiați și alți martori, printre care și un prieten comun care știa, căruia i-a povestit ce s-a întâmplat, cum a procedat, ce s-a întâmplat. La fel, nici lui instanța nu i-a dat crezare, spunând același lucru, că și martorul respectiv ar vrea tot pe mine să mă scoată. Și a fost chiar o nebunie. Și într-un final s-a ajuns la condamnare după declarația lui. Doar dumneavoastră ați fost condamnat? Nu, amândoi. Doar că eu am fost condamnat la detențiune pe viață și el 12 ani. Cei doi prieteni au luat din casa rockerului mai multe carduri, dar și bani. Au plecat spre România cu mașina victimei. Au folosit cardurile muzicianului ori de câte ori au avut nevoie. Au fost prinși în România la 5 zile de la îngrozitoarea faptă. Sebastian susține că declarațiile date în România nu coincid cu cele din instanța germană. Justiția din Germania l-a condamnat la detenție pe viață, iar pe amicul său la 12 ani de închisoare. Cum a fost momentul în care ați auzit condamnarea? Groaznic. E diferit față de România, pentru că ți se spune condamnarea direct în față, în instanță. Nu stai la cameră și aștepți o hârtie. Și a fost un șoc, mai ales când m-am întors spre el și el ținea capul în jos și râdea. Și da, a avut o izbucnire, dar nu înțelegeam cum s-a ajuns totuși la chestia asta. Pentru că sunt conștient, e greu de crezut, e foarte greu de crezut și mie mi-ar fi greu de crezut dacă aș auzi povestea la rândul meu. Și am auzit N și N povești de-a lungul timpului în pușcărie și de fiecare dată pun în balanță, pentru că e greu de crezut, pentru că teoretic toți ne-am dorit ca justiția să fie dreaptă și să se facă tot timpul dreptate, să fie tot timpul condamnați pentru adevăr, dar câteodată nu se întâmplă chestia asta. Justiția e oarbă, justiția se ia după probe și câteodată mai omite chestii. Dar da, a fost foarte urât. Da. Ce probe concrete au existat la dosar împotriva dumneavoastră? Probe concrete nu au existat nimic. Ei, în sentința de condamnare scrie clar. Am fost amândoi acolo, după experiența lor de viață, așa au motivat instanța, cu experiența lor de viață concluzionează că dacă am fost amândoi acolo, am plănuit împreună, am făcut-o împreună. Nu se știe exact cine ce a făcut, pentru că s-au aflat cum că ar fi fost lovit cu o sticlă în cap, după care a fost înjunghiat o singură dată cu un cuțit. Nu se știe cine a lovit cu cuțitul, cine o dat cu sticla, dar nu are importanță pentru că am făcut-o împreună, am fost amândoi acolo. Și atunci nu mai are importanță, chiar dacă lovitura cauzatoare care a provocat decesul victimei a fost lovitura de cuțit. Amprente de la fața locului, de pe acest cuțit, nu au fost luate? Nu, din păcate nu. Din păcate nu s-au găsit nimic.
nu s-au găsit. Am spus că nu s-au găsit urme de amprente nici pe armă, nici pe s-au găsit decât pe sticla respectivă urmele lui de ADN. Cu care... Urmele victimei sau nu, alu prietenului meu. Prieten. Atât. Dacă s-ar fi găsit amprentele, era totul simplu. Sau dacă ar fi existat și vreun aparat. Și ADN-ul, nu... Da, s-au găsit ADN-ul lui pe sticla respectivă și probabil din cauza ei au ajuns la o idee cum că el ar fi dat cu sticla și eu l-aș fi înjunghiat. Dar mi se pare mult prea puțin atât. Și declarația lui. Și pentru că ei au spus în final că el nu ar fi avut de ce să mai dea această declarație și să se acuze și pe el și de aia i se poate da credibilitate în declarația respectivă. Sebastian este încarcerat de 9 ani. După 3 ani de închisoare în Germania, a fost adus să-și continue pedeapsa în România. Are 30 de ani și este încarcerat în penitenciarul din Oradea. Speră să demonstreze într-o zi că nu el este cel care a ucis cu sânge rece legenda muzicii rock din Germania. Despre prietenul său nu mai știe absolut nimic. De când și-a schimbat declarația, a încetat să mai vorbească cu Sebastian. A rămas să-și execute pedeapsa în Germania. Sebastian crede că deja a fost eliberat. Sebastian nu a vrut să vorbească inițial despre ceea ce s-a întâmplat. A spus că nimeni nu-l crede și din acest motiv nu are niciun rost să mai spună ceva. Este convins însă că va reuși să demonstreze că nu el a ucis. Declarațiile sale nu au convins însă pe nimeni. El este cel care s-a împrietenit cu muzicianul și astfel s-a spus că el a plănuit să-l fure. După ce ați fost arestați, ați fost condamnați, ați mai vorbit vreodată cu prietenul respectiv? Am vorbit înainte de această declarație. Am vorbit cu el acolo când ești arestat preventiv, nu ești ținut în aceeași închisori diferite, doar că el îl aducea tot timpul când era instanța, îl aducea în închisoarea în care eram și eu, și pentru că închisoarea asta era aproape de judecătoria unde eram judecați. Și vorbeam cu el prin geam din curtea de plimbare, prin geamul camerei, vorbeam cu el și am vorbit și am spus de atâtea ori, băi, îl cheamă Imi, nu știu dacă am voie să spun numele lui, dar nu mă prea interesează. Și i-am spus, băi, Imi, fă ceva, ce rost are, spune exact ce s-a întâmplat, doar adevărul, nu trebuie să minți, nu trebuie să spui că eu n-am făcut nimic, spune exact cum s-a întâmplat, da, am fugit, am plecat amândoi, ce am făcut, cum s-a întâmplat, spune tot. Înțelegi ce se întâmplă aici, să terminăm odată cu prostiile astea, atâtea martori, atâtea, n-are niciun sens. Și îmi zice, chiar am vorbit cu avocatul și chiar vreau să spun și mi-a zis și avocatul că dacă eu o să recunosc, eu o să-ți dea drumul și ăsta. Nu mă interesează. Doar să afle adevărul, pur și simplu. Spune ce ai făcut. Asta ai făcut, plătești, eu plătesc ce am greșit eu, tu plătești ce ai greșit tu și cu asta încheiem odată toată povestea asta. Și zice, da, acum ai auzit că avocatul lui spusese înainte cu o instanță că clientul lui vrea să schimbe declarația. Și ai auzit, îmi spune că avocatul meu a spus că vreau să schimb declarația și m-am hotărât, o să spun adevărul. Am fost fericit, chiar am fost fericit. Și am ajuns la instanță și s-a ridicat în picioare și a început să zică da, mi-aduc aminte, nu am fost biat, mi-aduc aminte tot ce s-a întâmplat și s-a întors spre mine și a început și a făcut așa. El a plănuit tot. El m-a adus cu scopul ăsta în Germania, el a pus totul la cale, el vroia, el știa și așa a decurs toată declarația. Și n-am... Ce-ați simțit în acele momente? Da, e greu de explicat în cuvinte ce am simțit, nu-mi venea să cred ce se întâmplă, pentru că nu i-am cerut altceva decât adevărul, nu i-am cerut să mă ajute cu nimic, nu i-am cerut nimic, doar adevărul, atât. Și el spunea doar minciuni, baliverne, n-avea nicio treabă cu realitatea. Și într-un final, asta a fost declarația, am revenit înapoi la penitenciar și am ieșit înapoi în curtea de plimbare și l-am strigat din nou la geam, dar din clipa aia nu a mai vorbit cu mine.
niciodată. I-am scris N scrisori și acum, de când eu sunt în România, nu-mi răspunde niciodată, nu mai vrea să vorbească cu mine. Sebastian spune că celălalt băiat a ucis, el doar a dormit. Cât de bun prieteni erați? Știam din copilărie. În copilărie chiar eram foarte bun prieteni. După un timp, el a ajuns, făcea școala într-o localitate vecină, eu am mers la liceu acolo la noi în localitate, el a mers într-o altă localitate la școală mai departe și ne-am distanțat așa puțin. Da, eram vecini, eram prieteni, eram ok. Nu, eram foarte buni prieteni, dar nici așa străini unul de altul. Chiar era ok, ne înțelegeam bine. Prietenul la care ați mers în Germania nu avea familie? Nu, nu. Mai exista niciun martor să poată să spună ce s-a întâmplat? Nu, din păcate nu. Era foarte simplu. Dacă ar fi existat încă un martor, ceva, probabil nu mai eram aici în ziua de astăzi și nu mai dădeam acest interviu. Vă aduceți aminte ce ați simțit în momentul în care ați realizat că acel prieten este mort, când v-a trezit? Da, îmi aduc foarte clar aminte. Nu pot să uit așa ceva. Am uitat la el și am spus, problema mea a fost că l-am crezut cumva. Când n-am avut curaj să intru acolo să văd exact ce s-a întâmplat. El a intrat în camera aia și mi-a zis, hai să-l vezi că rece. Și eu îi ziceam, ești acolo că o să-l trezești pe om. E o nebunie când auzi așa ceva. Dar ziceam, ești acolo să nu-l trezești. Și zicea, ce să-l trezești? Zice că e mort, hai să-l vezi, rece. Și pur și simplu l-am crezut. Eu zic, hai, trebuie să plecăm, plecăm de aici, stai liniștit că nu se află, nu mă lăsa acum. Fii alături de mine, că facem să fie bine și nu știu, pur și simplu mi s-a cuplat o chestie în cap, singurul meu scop în momentul ăla era să ajung acasă. Nu știu, simțeam probabil siguranța acasă. Nu știu, poate toată lumea are chestia asta. Eu în momentul ăla doar atât exista în capul meu, să ajung acasă. Altceva nu mai exista. Gata, zic, bine, plecăm. Câți ani aveați? Și a plecat, 22, abia împliniți. Vă considerați un criminal? Nu, nu. N-aș fi ajuns niciodată. Probabil aș fi ajuns la pușcărie pentru că aveam o chestie ciudată. Probabil mulți tineri erau din ziua de astăzi și cam tâmpită. Să facă bani repede și ușor. Și dacă se poate și mulți. Și probabil mediul prin care am lucrat în Germania... Nu pot să zic că poate n-aș fi ajuns la pușcărie niciodată, dar nu, în niciun caz cu asemenea faptă. Pentru dar că ce faceați concret? Nu sunt capabil, nu sunt în stare de așa ceva. Ce făceam? Alte chestii. Ilegalități? Și ilegalități. Cum a reacționat familia când a auzit de ce sunteți arestat? Greu de spus. De multe ori cred că pentru ei e mai greu decât pentru mine. Ei suferă mai mult afară decât sufer eu aici. E groaznic. Mai ales într-o localitate mică, vorba noastră, la țară, în România, gura lumii vorbește mult și câteodată vorbește aiurea și chestiile astea sunt dureroase. Și de-aia scopul meu e într-o zi să pot să demonstrez că e o greșeală ce s-a întâmplat. Credeți că veți aici reuși? 100%. Asta spunea în urmă cu 2 ani Sebastian. Nu a reușit să-și demonstreze nevinovăția, dar încă speră. Este încarcerat tot în penitenciarul din Oradea. Între timp a devenit puțin mai detașat. A întâlnit iubirea. Ce face aici de dimineață? Ies la muncă. Program standard. Ies la muncă, o rutină. Vin la cameră, ies la curte de plimbare. Din nou în cameră. Un duș, mănânc ceva, mă pun în pat, dormim. De când ne-am văzut noi ultima dată și până acum, s-a schimbat ceva în sistemul de detenție? S-au îmbunătățit în vreun fel lucrurile sau s-au înrăutățit? În sistemul de detenție din România? Da, nu știu, sunt ceva schimbări? Nu, deloc. În bine nimic. În bine nimic. Din păcate. Ai fost închis numai aici? N-ai mai fost și în alte închisori? Din România? Da. Am mai fost în Rahova, în Gherla, la perioade scurte. De ce ai ajuns acolo?
Rahova, când am fost adus aici, am acolo am fost depus prima dată și în Gherla acum cu ocazia întâlnirii cu iubita. În Gherla v-ați întâlnit? Da. Pentru că ea e la Cluj, aparține de Gherla și întâlnirea ne se face la Gherla. Îți faci planuri de viitor? Bineînțeles că îmi fac planuri de viitor, dar tot timpul las așa o paranteză deschisă în funcție de ce o să fie, când o să fie. Nu știu cum o să fie, când o să fie, când o să ies, ce o să fie. Lumea e zdruncinată afară din ce putem noi vedea aici la televizor. Vei rămâne în România? Nu, cu siguranță nu. Unde vrei să te duci? E mare lumea asta, e mare. Nu știu, momentan nu știu, dar o să găsesc o soluție. Dacă nu vei reuși să demonstrezi că ești nevinovat? O să încerc. Cât o să mai stau pe pământul ăsta, o să încerc treaba asta. Dacă nu o să reușesc, asta este. Dar o să încerc. Ai avut vreodată gânduri de răzbunare? Gânduri de răzbunare? Bineînțeles că sunt gânduri de răzbunare. De ce constă și răzbunarea asta? Nu m-am gândit niciodată să-i fac lui vreun rău sau cuiva din așa mai departe. Sunt, pentru că a fost urât din partea lui ce-a făcut, teoretic. Dar în același timp îl și înțeleg. Pentru că a vrut să-și salveze pielea și până la urmă a reușit. Iar a scăpat mult mai bine decât mine și a reușit ce și-a propus, ce-a încercat. Și din cauza asta, pentru că toți avem instinctul de supraviețuire și asta s-a activat și el a reușit și asta e. De-aia nu-l judec atât de tare, dar clar că supărat pe el. Pentru că nu i-am cerut nimic, doar adevărul. El trebuia să spună adevărul și cum era, era. Dacă se întâmpla tot la fel, asta era, măcar eram cu conștiința în păcat. El a spus adevărul, noi am spus adevărul și cum ne condamnau. Dar dacă s-ar fi spus adevărul, atunci nu mai eram în situația asta, nu mai dădeam interviu acum aici. Anii au trecut greu peste Sebastian. Visurile din copilărie despre ceea ce voia să facă în viață s-au pierdut în negura condamnării. Ți-ai făcut alți prieteni între timp aici? Da. Am prieteni, pot să-i pun așa, prieteni dinainte de pușcărie și prieteni după pușcărie. Prietenii de dinainte de închisoare ți-au rămas alături? Prea puțin. Am doi. La care mă așteptam foarte puțin și au rămas totuși atâția ani, încă sunt alături de mine, mă susțin. Și prietenia aici la închisoare cu mine? La fel ca și afară, nu văd nicio diferență. Te poți baza pe prietenul de aici? Cu siguranță. Tot oameni suntem și aici și afară, aceiași oameni. Doar că aici trăim într-o comunitate mai restrânsă. Și mai ciudată uneori. Dacă te vei căsători cu iubita ta, ce n-aș? Asta vezi. Nu știu. Nu știu acum. Sunt și nașii programați. Dar am vrea ca cei care ne-au făcut cunoștință să fie. Dar nu știu dacă se poate. De ce? Nu se poate. El momentan e aici. Și, de exemplu, dacă s-ar face, când se va face cununia, o vom face tot la Gherla, pentru că acolo e procedura. Și pe el nu o să-l aducă de aici acolo pentru chestia asta. Au trecut 11 ani de când a fost aruncat în pușcărie de către justiția din Germania. Încă privește cu furie în urmă. Sebastian se poate elibera condiționat la 41 de ani. Este convins că atunci va reuși să demonstreze că este nevinovat. Justiția, în Germania, l-a condamnat pe viață pentru omor deosebit de grav și pentru tâlhărie. Probele de la dosar au arătat că Sebastian a plăduit furtul și asasinatul. El spune însă că cel care a ucis fără milă a fost prietenul său, Emeric. Ați apelat la CEDO? La CEDO e foarte greu. Dacă știți procedurile, e foarte greu să apelezi la CEDO. Prima dată trebuie atacat pe plan local. Ca să ataci, singura mea șansă să atac e în Germania, pentru că eu n-am dreptul să atac gen o revizuire sau o rejudecare în România.
doar în Germania, iar ca să ataci o asemenea procedură juridică în Germania, ai nevoie de resurse financiare foarte mari. Iar astea nu le dețin. Și atunci... Sunteți singur la părinți? Nu. Am un frate mai mic. El cum a reacționat? Era mic la vârsta aia, dar cu siguranță a fost și el afectat. Dar cred că a trecut cu bine peste. E un băiat puternic și face familia mândră. Ce pregătire aveți? Am terminat liceul, profil real. După aia am mai încercat puțin studii superioare, care am eșuat și în final am ajuns să muncesc în Germania. Cât timp a stat în Germania? În 2009, mi se pare, până în 2012, când am ajuns la pușcărie. Cu mici pauze între. Cum a fost întâlnirea cu închisoarea? Prima dată, se pare tot așa un vis. Nu prea realizez la început. Nu prea mi-am dat seama ce se întâmplă. Doar că eu cât trăiesc, când am plecat prima dată de acasă, în ziua în care am fost arestat, eram acasă, deja aflase și familia despre ce s-a întâmplat și prietenul meu fusese arestat înainte cu o zi și eu am fost chemat din nou la o declarație și am întrebat mama că nu mănânc nimic înainte și am zis că o să mănânc când vin înapoi și a trecut 9 ani. Cum a fost momentul ăla în care ați realizat că sunteți închis pe viață? După cât timp s-a... Am realizat că chiar recent, după condamnare, din punct de vedere psihic, am fost la pământ. Am fost probabil în depresie, într-o stare de depresie, nu știu, probabil, nu știu exact cum se manifestă, dar am fost gânduri urâte, aveam și chiar atunci, doar că ideea în Germania, credeam, în Germania, când ești condamnat la detențiune pe viață, șansa de eliberare condiționată e mult mai repede decât aici, cu cel puțin 5 ani mai devreme decât în România. Mi se părea oricum foarte mult, 15 ani, să stai în pușcărie, mai ales știam și de ce sunt acolo, cum s-a întâmplat. Eram praf, dar gând, pur și simplu, singurul care mi-a dat putere a fost dorința ca într-o zi să fac, să scot adevărul la lumină. Ăsta e singurul care mă ține și acum în viață și care mă va ține de acum încolo. În momentele acelea v-ați gândit vreodată să renunțați la viață? Da. Da. Au fost și momente din astea, dar nu știu, ceva m-a motivat și n-am putut să... Au fost gânduri, doar gânduri. Sebastian a ajuns în lumea condamnaților la 21 de ani. Era doar un adolescent ce visase să aibă lumea la picioare. De atunci și până acum a spus în continuu că este nevinovat. Se lasă greu convins să-și povestească viața. În pușcărie a devenit un om tăcut. A ales să vorbească doar el cu el. Să-și audă gândurile în seriile fără de magie ale condamnării. Cât timp ați fost închis în Germania? Din 2012 până în 2016. 3 ani și vreo 6 luni. Dacă aveați posibilitatea să vă eliberați mai repede acolo, de ce ați ales să veniți în România? Exact, asta e problema, că nu am ales. Am fost pur și simplu luat și adus aici. Da, doar eu, amicul meu, nu, el își continuă pedeapsa acolo, mai are puțin și o să fie eliberat. Vă considerați o eroare judiciară? Da, 100%. 100% a fost o eroare. Și normal, de oameni greșim, dar sper, sunt sigur că într-o zi o să repar eroarea asta. Cum ați luptat cu... neputința asta să știți că sunteți nevinovat și cu toate astea condamnat pe viață? E greu, pentru că mi-ar fi fost mult mai ușor dacă
vorba aia, îl înjunghiam eu pe omul ăla, știam un lucru, da, l-am înjunghiat, l-am omorât, am luat viața unui om, am făcut-o, merit, îmi merit soarta, îmi merit pedeapsa. Era mult, mult mai ușor, mult mai ușor. Și când mă întreba cineva, ce pedeapsă ai, e greu să spui detențiune pe viață. Toată lumea în România te întreabă câți ai omorât. Ce răspund la întrebarea asta? Detenție pe viață este cea mai grea sentință pe care o poate da un judecător. Cel care o primește are senzația că viața lui s-a oprit brusc. Condamnarea primită nu este doar a lui. Odată cu el și familia este condamnată, atât la închisoare pe viață, cât și la rușine și umilință. Sebastian, dacă a ucis sau nu, va rămâne mereu românul care a omorât cu sânge rece, o legendă a rocului din Germania. Avocatul dumneavoastră ce v-a spus? N-a reușit sub nicio formă să demonstreze în timpul proceselor că sunteți nevinovat? Nu. Avocatul meu mi-a spus aproape de la început, îți două șanse să fii achitat sau să primești detențiune pe viață. Problema e în Germania că omorul este pedepsit cu detențiune pe viață. Nu există încadrarea pedepse cu închisoarea, cum în România, 15-25 sau detențiune pe viață. E simplu, omorul e detențiune pe viață și ori eram achitat, pentru că exista o lege a specialității, nu știu exact să vă dau detalii, și eram achitat sau primeam detențiune pe viață. Și am zis, pentru ce să primez detențiune pe viață? Încercăm. Chiar zic că dânsa care mi-a fost avocată chiar și-a dat silința, dar parcă instanța respectivă nu vrea să asculte. Dar mie așa mi-a dat impresia. Și când mai citesc, mai am încercat o felul de proceduri și acum încerc. Și când citesc sentința penală, hotărârea de condamnare, găsesc de foarte multe ori unde instanța zice că e greu de crezut anumite chestii, anumite declarații a martorilor sau declarațiile mele și așa mai departe. Că e greu de crezut, că nu poate să creadă și... Dumneavoastră v-ați fi crezut dacă erați judecător? Clar, sunt multe chestii care sunt logice și mie îmi place logica în general și sunt multe chestii logice, dar cel puțin, nu știu, aș fi încercat să nu încheie așa repede procesul ca să fiu neutru, într-un punct neutru, ok, el m-a acuzat pe mine, eu l-acuzam pe el și mai erau chestiile cu mesajele, cu chestiile astea, nu au vrut, am înțeles, ok, nu translatorii respectiv nu înțelegeau mesajele respective și aș fi încercat să aduc alți translatori, să nu încheie așa repede procesul, pentru că era clar că ceva nu e în regulă. Era foarte clar, dar mi-a dat impresia că au încercat să termine repede, să se încheie repede și să scape, cum ar fi. Cum a fost perioada de detenție petrecută în Germania? Comparativ cu România, ușoară. Din mai multe puncte de vedere, sistemul penitenciar de acolo e organizat într-un cu totul alt fel. Îți asigură un confort încât pur și simplu să nu ai timp să te gândești la faptul că ești în pușcărie, la faptul că toate problemele care le ai. Ai muncă asigurată, cum ar fi plătită, care e foarte important. Și nu pur și simplu, nu, aici dacă nu ești susținut de familie, familia te susține în general, prietenii te cam uită la pușcărie. Ești mai mult cu susținerea morală. Pe asta nu prea ține de foame.
și nu aveam stresul, că e un stres pentru mine să mă gândesc că iară trebuie să vină familia la mine, să-mi aducă un pachet mâncare, să-mi lase ceva bani în cont. Știu că nici afară nu e ușor și au greutățile lor, fac un efort ca să mă ajute pe mine aici. Chestiile astea nu existau în Germania. Pentru că ieșai la muncă, îți câștigai banii, te gospodăreai singur. Era mai simplu din punctul ăsta de vedere. Și cel mai important, aveam șansa să ies mai repede, mult mai repede. Sebastian, o altă poveste controversată între dovezi și nedovezi, dacă va demonstra că este nevinovat, rămâne de văzut. Până atunci rămâne însă asasinul. Sunt Adriana Stoicescu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, tot aici, pe B1 TV.